Întrerupem transmisiunea live pentru știri de ultimă oră. Astăzi, în loc de clipul cu retinol, avem Hol Jumbo și sper eu din suflet să nu fie cu supărare pentru voi. Să vă explic așa un pic ce s-a întâmplat. O să vedeți oricum în daily vlogul următor. Am plecat eu la Jumbo să-mi caut un panou pentru Vision Board, pentru că m-am tot uitat la acela de la IKEA și nu eram mulțumită absolut deloc. În ultima fază l-aș fi folosit, dar am zis totul să mai încerc și să mă duc la Jumbo în căutarea unui astfel de produs. Și zic că îmi caut doar produsul respectiv, adică doar panou și nu am nimic de cumpărat. Cu siguranță sunt încă produsele pentru Valentine's Day, nu-mi trebuie nimic. Ce să vedeți, am ieșit cu Odita mai punga pe care ați văzut-o în thumbnail. Eu am scos produsele din pungă pentru că nu vreau să vă foșnesc și chiar vă povesteam pe daily că o să vă arăt produsele de îndată ce ies din magazin, pentru că da, am filmat imagini acolo și atunci când am ieșit din magazin v-am anunțat că o să avem haul și că oricum o să-l vedeți înaintea acelui daily. Așadar, am aici lângă mine o grămadă de produse, dar zic să începem cu vinovatul acestei aventuri și anume panoul pentru Vision Board. Cei care mă urmăriți pe Instagram deja l-ați văzut. Acesta este. Prețurile o să vedeți afișate pe ecran, așa cum se întâmplă de obicei. Așa arată panoul, este absolut superb, îmi place de nu mai pot și abia aștept să-l desfac și să-l pregătesc, pentru că voi clipul cu Vision Board deja l-ați văzut, dar cumva ar trebui să filmez haul-ul ăsta înainte, pentru că trebuia să vă arăt panoul așa cum este el. Este superb, superb. El teoretic este un panou pentru a-l agăța pe perete și a vă pune voi diverse poze, dar tot poze o să am și eu în Vision Board. Abia aștept să-l înfrumusețez așa puțin și vă explic de îndată la ce mă refer. Mă refer la faptul că am găsit această instalație cu LED-uri și cu niște clipsuri aici. Sper că reușiți voi să le vedeți. Avem 10 LED-uri și 10 clipsuri. Are și baterii, teoretic el luminează, o să văd după ce închei acest clip cum reușesc să le fac să funcționeze împreună, pentru că asta îmi doresc. Vreau să-mi iasă bine, chiar vreau să-mi iasă bine, fiind primul vision board al meu, vreau să fie drăguț și la anul doar o să schimbăm pozele și o să rămână acest panou. Dar am zis că dacă nu mă descurc cu acea instalație, am luat și aceste clipsuri mai micuțe, niște cârlige practic, pentru că dacă ați văzut pe panou există deja câteva cârlige. Dacă nu mă înșel, sunt 2, 4, 6, 8 și nu mi-ajungeau. Am mai multe poze pe care vreau să le pun pe Vision Board, mai multe planuri pentru anul acesta. Nu am găsit cârlige în aceeași dimensiune și am apelat la acestea mai micuțe, dar nu cred că ar reprezenta o problemă. Vedem cum reușesc să mă organizez. Bun. Deci ele sunt vinovatele. Trecem acum la produsele extra, care nu știu de ce mi s-au lipit de mâini. Lipici nu am, habar n-am. Am luat în primul rând 3 rame foto, sau mă rog, pentru documente și certificate, exact în acest scop le-am luat și eu, pentru că Luca, dragul de el, a început să obțină tot felul de diplome la diverse concursuri la care participă și am zis să îi le punem așa pe toate în ramă și să îi le afișăm în birou ca să le vadă și să-l motiveze, de ce nu, dacă tot vorbim de vision board și rezoluții. Cam așa arată o ramă, este în format A4 și trebuie neapărat să mă ocup, că de mult am în plan chestia asta. Am văzut și pe la IKEA și am luat una pentru a pune, și cred că ați văzut-o, doar că aceea era mai mare, pentru a pune acel portret pe care și l-a făcut în Franța. Și nu găsisem atunci în dimensiunea asta A4 sau găsisem, dar am uitat să iau, nu mai rețin. Și dacă tot am ajuns în Jumbo și le-am văzut, zic, haideți cu mine. Apoi, mai țineți voi minte când v-am, arătat cutia aceea de bijuterii luată de pe Elefant, dacă nu mă înșel, aceea mică roz pudrat. Mi-ați spus voi că aș fi găsit exact același model la Jumbo și da. Erau mai multe modele la Jumbo și într-adevăr mult mai ieftine. Apropo, imagini din magazin le veți vedea în daily clipul care urmează, în daily vlog-uri care urmează. Și când am trecut eu pe la aceste cutii de bijuterie, am găsit-o pe aceasta, care mi-a plăcut mult și vă explic imediat de ce. Ia, hai să o desfac ca să vi-o arăt în interior. Este într-adevăr mai mare, dar ce m-a făcut pe mine să cumpăr această cutie este faptul că are suport pentru a-ți pune lanțurile, pentru că am o foarte mare problemă în acest sens. Mi se încurcă lanțurile în cutii. Cam așa arată cutia, este dintr-o imitație de catifea neagră, aș spune eu. Scrie aici Shine Like a Diamond, mă rog. Mesajul nu este unul neapărat pe gustul meu, dar mi-a plăcut foarte mult cutia și hai să vă explic. Încuietoarea, să știți că este exact de aceeași calitate ca acea cutie de pe Elefant. Aici am o oglindă, nu știu cum să fac eu ca să nu
vedeți chiar tot setup-ul din fața mea, vedeți? Aici sus are 3 suporturi, 3, 1, 2, 3, da, zic că simt, are 4, pe care vă puteți pune lanțurile și apoi le introduceți aici și astfel ele nu se vor mai încurca. Aici jos avem mai multe spații, sper că vedeți ce fac eu pe aici, și avem de asemenea și suport pentru inele sau pentru cercei, de ce nu. Mi s-a părut o cutie foarte ok pentru ce am eu nevoie, nu este ea absolut minunat lucrată, adică se vede cartonul ăsta că nu e îmbinat, cam așa se întâmplă cu produsele de la Jumbo, asta e situația, dar ce e drept, prețurile sunt mult, mult mai mici acolo. Și o să-mi fac treaba cu siguranță cu această cutie. Deci ca idee să știți că găsiți așa ceva în Jumbo. Apoi am luat mai multe produse pentru o fetiță tare, tare drăgălașă. Este o prietenă de-a lui Luca, dar încerc să... nu știu dacă sunt chiar la comun puse. În fine, vi le arăt așa și apoi când mai ajungem la alte produse vă explic. Am luat în primul rând această clamă, care, vedeți voi, are aici două șuvițe în culorile astea de unicorn, pentru că toate fetele sunt înnebunite după unicorn și am zis că ar fi foarte drăguță dacă își prinde eventual o coadă aici la spate și deasupra își pune clama, pentru că este pe, nu știu dacă pot să o scot fără să îi încerc eu să o pun apoi, este pe clips. Cam așa arată și existau și cu elastic de păr, dar am zis că aceasta este mai ușor de purtat și de asemenea și-o poate pune exact acolo unde își dorește. Poate vrea pe lateral, nu neapărat în spate, așa cum s-ar fi întâmplat cu un elastic. Așadar mi se pare foarte, foarte drăguță chestia asta și sper să îi placă fetiței respective. Tot în același sens am găsit și aceste clame care au atașate mici șuvițe în aceleași culori de unicorn, văd că au și ceva paiete, mi s-au părut foarte drăguțe și pentru prețul lor, măcar de câteva purtări o să aibă sigur parte, mi-au plăcut foarte, foarte mult și nu știu în altă parte unde am putea găsi așa ceva. Mai exista un magazin cu accesorii în mall, parcă se numea Claire's sau ceva de genul, dar tind eu să cred că, că prețurile sunt mai mari acolo. Apoi am luat pentru mine un set de elastice de păr, dar am luat setul pentru 4 elastice mai exact, acestea cu fundițe. Mi se par foarte, foarte drăguțe. Avem așa pe roz cu auriu, avem unul pe argintiu, mai avem unul pe roz, cam așa, și parcă mai era unul crem, da, ăsta de aici, cu o fundiță argintie. Mi s-au părut drăguțe, acum singura mea problemă ar fi să văd cât de rezistente sunt aceste elastice, le știți pe acelea care se desfac așa, se întind, nu știu cât vor rezista, dar ținând cont că sunt câte? Cred că sunt 10 în pachet, 2, 4, 6, 8, sunt 8 elastice, 4 cu fundițe și 4 simple, sigur, sigur își fac treaba pentru prețul pe care l-am plătit. Apoi am luat aici două seturi de, două pachete de cărți de joc. Unul l-am luat pentru Luca și unul l-am luat pentru bootcamp-ul în care urmează să plec. După care, după acest bootcamp, mă voi întâlni și eu cu Luca la schi și am zis să aibă un set pentru el atunci la schi, când se va mai întâlni și cu alți colegi, și un set să-l am eu în bootcamp. Aș fi putut să cumpăr un singur set, dar atunci când sunt multe fete și se joacă foarte multe persoane cu niște pachete de cărți, este foarte posibil ca acestea să se piardă și am vrut să fiu eu sigur, oricum n-au fost foarte scumpe. Nu știu cât de bune sunt, sper să fie plastifiate ca să reziste cât mai mult timp, dar dacă le pierd, măcar nu-mi pare rău. Eu am un set de cărți, de joc vintage, la care țin foarte, foarte mult, dar pe acela îl țin acasă și îl folosim cât suntem în casă, pentru că știu că dacă pierd ceva, sigur găsesc. Apoi am mai luat, un set de picuri pentru Luca, pentru că da, suntem la tabla înmulțirii, mai greșim, mai ales pe la română mai sunt mici greșeli, așadar sunt destul de utile, nu încurajez neapărat folosirea lor, dar decât să rupem pagina, așa cum se întâmpla când eram noi mici, mai folosim și picul. Am mai luat o, nu mai știu cum se numea asta, preducea parcă, este un aparat din acesta de dat găuri la curea. Chiar zilele trecute soțul meu avea nevoie de una și nu aveam una în casă și când am văzut-o pe asta zic ok, vrei? Da. Nu știu cât de bună o fi, dar nu știu, pentru un pic peste 10 lei mi se pare că am dat pe ea. Sigur, o să-și facă treaba. Sper să dea găurile bine și să împingă materialul suficient de mult, să nu fie nevoie să tragem noi de el pentru a-l strica, Doamne ferește. Apoi pentru altcineva am luat acest set de cârlige
depus în baie. Ele vin cu o bandă dublu adezivă, văd eu aici, sunt 3 la set. Am luat 2 seturi pentru persoana respectivă. Scrie aici că sunt ușor de îndepărtat. Eu am vrut să iau, mai țineți minte voi în vlog, mă, că v-am arătat ventuzele alea așa mari pe care am pus coronițele pe geam, doar că acelea se lipeau doar pe sticlă și doamna vrea să le lipească pe faianță. Am zis că s-ar putea să fie ok acest set, încă nu știm, vom vedea. Dacă sunteți curioși, lăsați-mi în comentarii și o întreb, că poate sunteți în căutarea unor astfel de produse, ea vrea să-și pună prosoapele în baie, pentru asta le-a cumpărat. Un alt produs pentru păr, dar de data aceasta pentru mine, reprezintă acest set de clame, care mi se par foarte drăguțe, cu așa perluțe micuțe. Eu le-am luat în primul rând pentru a-mi prinde părul atunci când mă machiez și sunt proaspăt coafată, pentru că am observat că și dacă pun un bobby pin, agrafe din acelea normale, îmi lasă urme. Sper eu ca acestea să fie ok, dar mi se par suficient de frumoase încât să le purtăm și pe stradă, de ce nu, și eventual chiar una lângă alta, așa pe o laterală a capului, cred eu că s-ar vedea drăguț, mai ales dacă avem și bucle. Tot pentru mine am găsit și acești cleștișori de păr, dați un pic să-i scot din ambalaj, pentru că sigur se reflectă ceva pe aici, cam așa arată, avem în mai multe culori, avem în burgundiu, să-i spunem, verde, negru și ce mai am pe aici, un roz, da, și două în roz ăsta pudrat, care sincer să vă spun este urâțel tare, dar sper eu să-și facă treaba și să prindă părul suficient de bine. Hai să facem un test, ia să vedem. Da, strâng bine, foarte bine aș putea să spun, da, chiar dacă una dintre culori nu este dintre cele mai frumoase, să știți că până la urmă își fac treaba și chiar îi recomand. Dacă nu aveți păr foarte, foarte mult sau dacă prindeți șuvițe mici, să știți că sunteți asigurate că strâng suficient de bine. Apoi, tot pentru altcineva, am luat această clamă de păr. Știți cum e atunci când te duci în Jumbo, toată lumea care aude, vreau și eu ceva, vreau și eu ceva. Nu mă deranjează, ba chiar îmi place, pentru că îmi place să ajut în primul rând și așa mă mai uit și eu poate prin diverse sectoare ale magazinului la care probabil nu aș acorda atenție pentru că nu sunt în căutarea unor astfel de produse, dar pentru că m-am uitat după această clamă, am văzut și cleștișorii și agrafele și treburile astea pentru fetițe, altfel nu cred că m-aș fi uitat. Mai departe, ce am cumpărat? Am cumpărat un scotch din acesta pentru birou. Este unul mic, deși ajută să rup foarte ușor scotchul, nu ai nevoie de foarfecă. Sper să fie ok, n-ar avea ce să fie rău la un scotch. Nu? Practic să lipească și cam atât. Am mai luat de asemenea și acest pix de la Carioca, care se șterge, din ce văd eu aici. Acesta este pentru mine. Luca nu are voie momentan să folosească pixuri, trebuie să scrie cu stiloul sau cu creionul, dar atunci în agenda mea, când mai fac eu planurile pentru YouTube, există momente, ca de exemplu acesta de azi, în care clipul se modifică și decât să tai, prefer să șterg. Sper să fie ok, să șteargă bine. Am mai avut eu unul la un moment dat, nu mai știu de la ce brand, cred că de la Bic, și nu prea îmi plăcea cum se ștergea. Acum nu știu, de la Carioca n-am mai încercat nimic altceva decât Carioci și acelea sunt bune. Tot pentru birou am găsit aceste mape care mi se par super, super frumoase. Nu știu de ce am eu senzația că am mai cumpărat la un moment dat ceva de genul ăsta, dar am pus-o atât de bine încât n-am mai găsit-o. Ce mi-a plăcut mie la ele, în primul rând, culorile. Sunt așa niște culori pastelate absolut minunate, roz și turcoaz. Mesajul, be so good they can't ignore it. Deci, fiți suficient, nu, sau mai bine spus, fiți atât de buni încât nu puteți fi ignorați, pe scurt. Și mi-a plăcut foarte mult interiorul pentru că vine practic cu acei chiloței, așa le spun eu, acele mape de hârtie, de plastic, în care vă puteți pune hârtiile. Mi se par foarte utile pentru că nu mai stai să folosești chiloței și apoi să pui toate actele în biblioraf. Al doilea model de mapă pe care l-am luat este acesta de aici, este cu roz și cu aspectul ăsta de marmură, dacă reușiți să-l vedeți. În interior să știți că este exact la fel și mesajul este Work Hard Dream Big. Cât mai multe mesaje inspiraționale asta îmi doresc, pentru am reamintit zilnic ceea ce îmi propun să fie în cea mai bună variantă. Mă refer la produsul finit, că e vorba despre un clip, că nu știu, e vorba despre ceea ce fac la job. Vreau să fiu bună în ceea ce fac și mă ajută să văd astfel de mesaje zilnic. Tot din sfera asta de obiecte pentru birou am luat și acest caiet.
arată cam așa, este roz cu această domnișoară și este de matematică. Eu l-am luat pentru a-l folosi în bootcamp, pentru atunci când, nu numai în bootcamp, dar în principiu acolo, după care o să-l aduc acasă, pentru a ne nota scorurile, indiferent de ceea ce ne jucăm. Fie că jucăm diverse jocuri de cărți sau am mai luat eu un joc la care o să ajung imediat, vreau să le notăm ca să nu stăm să cerem pe acolo hârtii, pixuri și alte nebunii de acest gen. Ia să văd. Am mai luat apoi încă o dată acest set, Cosmetic Organizer. Este un organizator de cosmetice. L-am luat tot așa pentru o prietenă care m-a rugat să îl achiziționez. Să știți că sunt foarte utile și toată lumea care a folosit acest organizator este foarte încântată de el. Poate, poate, cine știe, ajung și eu să mi-l iau, pentru că îmi doresc să mai ajung o dată la Jumbo până la Paște. Poate facem atunci un haul cu produse de Paște, cine știe. V-am spus eu cu Paștele, sau cred că m-am spus în daily. Eu cu Paștele sunt mai așa, la mine Crăciunul este baza. Am găsit de asemenea și acest trepied pentru telefon. Nu știu cât de bun e și cât de înalt, dar am zis că unul în plus nu-mi strică niciodată și aveți două variante, cam așa se poate folosi. Eu mai am unul primit, doar că i s-a stricat un picioruș și trebuie să-l fixez foarte bine, altfel nu mai stă. Nu știu cât de înalt se va face acesta, asta e singura mea problemă cu el, ia să vedem ce scrie aici. Pliabil, portabil, stabil, cu rotație de 360 de grade, utilizați pentru camera digitală, camera video, telefonul mobil. Bun, deschidere între 5,7 și 7,5 cm, astea deja sunt detalii tehnice. Dacă sunteți curioase, întrebați-mă și vă răspund prin daily vloguri despre el. Ceva total neinteresant, am luat două perechi de șosete, unele negre, arată cam așa, am vrut să zic negru și mie și negre, arată cam așa, sunt patru perechi la set, sunt din acestea scurte și am luat și nude să fie în casă. Nu port foarte des astfel de produse, dar mai sunt momente în care am nevoie și nu găsesc. La fel au și ele picioare precum elasticele de păr, nu? Am luat și un top de hârtie, hârtie A4, neinteresant. Să știți că am mai luat acest model de top de hârtie și a fost ok. Parcă să spun că este ușor mai subțire decât cele care, de exemplu, le găsiți la metro, dar nu mă deranjează, îmi fac treaba cu ea și asta e cel mai important. Apropo de jocul de care vă spuneam mai devreme, am luat Uno, nu știu, varianta de lux. Am încercat la un moment dat să învăț, tind eu să cred că am învățat și de ce spun tind să cred? Pentru că am învățat într-o țară străină, într-o vacanță și am primit indicațiile de la cineva de acolo care nu prea vorbea extraordinar de bine engleză. Dar eu zic că am învățat, dacă nu citim acum informațiile, instrucțiunile mai bine spus și cu siguranță o să-mi aprofundez cunoștințele. Mi se pare un joc haios și poate fi jucat de toată familia, se poate juca între 2 și 10 membri, iar vârsta optimă pentru a începe să înveți acest joc este de plus 7 ani, așadar este vârsta ideală pentru Luca. Apropo de Luca, să știți că am găsit popituri. Există vreun copil în lumea asta căruia să nu-i placă popiturile? Mă îndoiesc. L-am găsit în primul rând pe acesta în formă de cerc și să știți că sunt destul de ok, adică am început să învăț și eu care-i treaba cu popiturile astea. Trebuie să pop cât mai tare cu putință să scoată. Vedeți? De fapt, auziți, nu vedeți? Trebuie să scoată zgomotul ăsta suficient de tare, nu știu. Detalii, dar ca idee să știți că găsiți astfel de produse în Jumbo. Apoi am mai găsit unul în formă de Mickey Mouse. Este acesta de aici, dar highlight-ul popiturilor din Jumbo, mi se pare treaba asta de aici, este un popit în formă de pătrat, dar nu este un pătrat oarecare, este un pătrat cu tabla înmulțirii. Avem aici numerele de la 1 la 9, aici numerele de la 1 la 9 și aici avem ori. Practic, dacă luăm de exemplu 1 ori 1 egal 1. Sper că am făcut bine, că nu prea văd, dar așa mi se părea mie logic că ar fi aranjate. Apoi, 1 ori 2 egal 2. Deci mi se pare că ajută foarte mult copiii să învețe tabla mulțirii așa prin joc și mai ales că este vorba de un popit, cu siguranță vor fi atrași. Mi s-a părut foarte, foarte ingenioasă ideea. Am luat și ceva dulce. În primul rând am luat acești biscuiți care sunt preferații mei. Știu sigur că imită niște biscuiți, dar nu mai rețin acum care este brandul. Sunt cu cremă de alune, sunt foarte moi și foarte, foarte, foarte buni. Îmi plouă în gură, normal. Foarte buni. Eu îi recomand cu mare drag, dacă ajungeți în Jumbo, încercați-i pentru că nu o să vă pară rău.
Și apoi am găsit chestia asta. Sincer vă spun, eu nu sunt mare fan Oreo, dar ăștia mi s-au părut interesanți și nu mi-aduc aminte să-i fi văzut prin Mega. Sunt așa micuți și înveliți într-o cremă din aceasta de ciocolată. Mă îngrijorează puțin să nu fie un pic prea dulci. Eu de asta nu agrez biscuiții Oreo, pentru că mi se par prea dulci. Sunt prea dulci pentru gustul meu. Dacă mai sunt și înveliți în ciocolată, s-ar putea să fie și mai dulci. Dar am zis să-i testăm, mai descoperim și noi variante de deserturi, nu tocmai sănătoase, dar odată la o anumită perioadă putem să ne facem și noi diverse pofte. Apoi am mai găsit aici un penar. Arată el cam așa. Nu sunt mare fan al aspectului acesta cu irizații, sirenesc, să-i spunem așa, sau de unicorn, că tot vorbeam mai devreme, dar m-a încântat dimensiunea. Ceea ce am eu este prea mic sau prea mare. Am vrut o dimensiune din aceasta medie în care să-mi intre pixurile colorate pe care le folosesc în agendele mele și eu zic că este mai mult decât ok și fermoarul funcționează destul de bine, deci nu ar trebui să aveți probleme cu el. Dar vă spun, dimensiunea este perfectă pentru ceea ce căutam eu. A, uite, avem și un mesaj aici, scrie beautiful, beautiful. Mă rog, importantă este dimensiunea și că una peste alta pare drăguț. Dacă n-ar fi avut irizațiile astea și ar fi fost eventual într-un roz mat, de ce nu? Ar fi fost și mai drăguț, dar e ok și așa. Nu mai avem multe produse și am terminat. Uite, că am mai găsit ceva pentru fetița de mai devreme. I-am luat și un elastic de păr, tot așa cu unicorn și cu treburile astea, cu steluțe, cu tot felul de briz-brizuri pe aici, foarte, foarte drăguț și el. Și ce credeți voi că am găsit în Jumbo? Țineți-vă bine! Știți că se poartă, bănuiesc, chestiile astea. Le vedeți cam peste tot, v-am mai spus și eu. Atunci când am făcut holul de la Shein, ați văzut că am avut o husă ce avea un astfel de șnur. Dar ăsta mi se pare mai drăguț și o să schimb acel șnur cu acesta. Ideea este că trebuie să aveți o husă care are un orificiu prin care puteți introduce acest șnur ca să atașați telefonului. Altfel, nu prea cred că există o altă variantă și uite, cam așa ar arăta telefonul cu husa și cu șnurul. Am luat două pentru că am luat unul și pentru o prietenă. Cam așa arată. Nu erau foarte multe modele, dar să știți că vedeți că le-am filmat pe astea. Sigur le vedeți în daily vlog. Și tot pentru fetița de mai devreme am luat unul mai colorat, pentru că m-am întâlnit cu ea de curând și se uita la bilele de la telefonul meu. Am văzut că îi plac și am zis că sigur, sigur o să fie foarte încântată de acest șnur. Și ultimul produs, am văzut acest joc care mi se pare foarte interesant. Se numește Video Buzzer, quiz electronic cu ecran. Exista și o variantă mai ieftină fără ecran și mi se pare un joc absolut perfect pentru copii, pentru că sunt întrebări în mare parte de cultură generală din diverse domenii. Avem animale și plante, muzică, sport, geografie, diverse, artă și cultură, istorie și mitologie, știință, TV și cinema și gastronomie. Mi se pare foarte tare și să știți că îl puteți juca atât cu cei mici cât și între voi adulții, pentru că există două nivele de dificultate. Foarte tare și ceea ce mă încântă foarte mult, cred că este făcut în România. Uite, avem aici pe spate, scrie 1500 de întrebări, 10 categorii, cu întrebări de nivele diferite de dificultate pentru mici și mari, astfel încât să puteți juca toți împreună. Mi se pare foarte interesant, buzzer electronic cu ecran LCD. Cam astea sunt informațiile de pe spate. Cam astea sunt cumpărăturile pe care le-am făcut așadar din Jumbo. Îmi pare rău că a trebuit să amânăm un pic clipul cu retinolul. O să-l facem și pe el, dar probabil după jumătatea lunii martie, pentru că la începutul lunii martie vom avea o serie de clipuri iar pentru destinate călătoriei care va avea loc atunci. O să aflați mai multe din daily vlogul următor. Bun, acestea fiind zise, sper că v-au plăcut produsele și că vă inspiră, de ce nu? Să știți că în daily-ul următor v-am lăsat și imagini cu ce produse de Paște există deja în magazin, așadar asigurați-vă că nu-l ratați. Până data viitoare, să aveți o zi absolut minunată! V-am pupat!